Întorși din cantonamentul de la Brașov și cu sete de fotbal, elevii lui Dorinel Munteanu au efectuat încă un antrenament pe stadionul Marina Nastasovici înaintea meciului cu CFR Cluj programat sâmbătă de la ora 18. Ne-a prins destul de bine, părerea mea, această perioadă. Au fost antrenamente foarte bune, am avut și un joc de pregătire și am mai pus din lucru la punct și avem numai de câștigat din această perioadă. Deși CFR Cluj ocupă ultimul loc în Liga 1, echipa rămâne o nucă tare pentru că ardelenii au fost depunctați cu 24 de puncte astă iarnă, deoarece clubul nu a plătit datoriile către anumiți jucători. Situația din clasament este una mincinoasă, știm foarte bine că CFR-ul a fost depunctat cu 24 de puncte, punctele a câștigat echipa pe teren, așa că sunt convins că sâmbătă vor veni să joace, vor veni să câștige puncte. La antrenament, astralii au fost întâmpinați de suporterii care nu i-au mai văzut pe stadionul din Giurgiu de aproape 3 săptămâni. Punem un număr cât mai mare să susținem echipa, atât la antrenamente cât și la meci. Băieții n-au mai jucat de ceva vreme aici pe stadion. V-a fost dor de ei? Vă dați seama că ne-a fost dor din moment ce abia așteptăm să intre pe teren. Înainte de reluarea campionatului, Astra Giurgiu a disputat un meci amical cu FC Brașov, pe care l-a câștigat cu scorul de 2-0. Iar Dorinel Munteanu vrea victoria și în meciul cu Clujul, mai ales că CFR a fost eliminată din Cupa României de rivala U Cluj și sunt în scădere de formă. Vom avea un joc foarte dificil. Este obligatoriu să rămână ca punctele să câștigăm punctele pe teren propriu. Nu va fi ușor. Sper că în această perioadă care am petrecut împreună cu echipa, mă refer la perioada de întrerupere, a fost una benefică,